PNL și PSD au uitat de intrigile politice și au participat umăr la umăr la un meeting de conștientizare asupra pericolului ce îl reprezintă mutarea sediului complexului energetic Oltenia la București. Vor să câștige de pe urma lor, nimeni n-ar face nimic, da? Vor să ne mute și sediu, banii ne-au luat. Sper ca guvernul și toți factorii decizionali ai României să nu ne lase cu gura căscată să ne mai ia ce a mai rămas în județul Gorj. Sperăm ca ministrul energiei și domnul prim-ministru Cioloș să se aplece asupra cererii târgujenilor și să lase CEO târgujenilor și gorjenilor. Pe lângă angajații ai CEO, la meeting au participat și simpli cetățeni, pensionari și tineri deopotrivă care cer ca complexul energetic Oltenia să rămână la Târgu Jiu. Ai nedreptățit Gorjul. Ai nedreptățit zeci de mii de familii care știu că locul ăla de muncă îl ocupă un specialist născut și crescut aici, ai cărui părinți au crescut și au muncit aici, în Gorj. Am venit pentru că mă interesează. Este soarta în joc a copiilor noștri și a județului nostru. Nu vrem să ajungem ca alte județe care nu mai sunt pe hartă din punct de vedere industrial. Printre protestatari s-au numărat și mai mulți primari ai localităților din județul Gorj. Cu toții văd în pericol în mutarea sediului singurei companii de stat din Gorj în capitala țării. Soarta Gorjului depinde de complexul energetic Oltenia și consider, așa cum mulți dintre cei care sunt prezenți aici gândesc, mutarea complexului ar fi un mare dezavantaj pentru Gorjul nostru. Protestatarii spun că acțiunea din această seară s-ar putea relua cu amploare mult mai mare în perioada următoare.